În acest video vă explic cum pregătim culorile pentru peisajele noastre. Vom folosi culori pigmentate, culori de pictură, geluri de pictură pigmentate. Sunt fără strat de dispersie, le putem folosi și ca design de suprafață, fără să le acoperim cu gel, pentru detalii, în strat subțire. Dacă vrem să obținem un barelief, vom folosi art pasta, vom folosi o pastă, la fel fără strat de dispersie. Acum pregătim culorile pentru fundaluri și pentru detalii separat, adică pe aceeași paletă, adăugând un pic de top lichid. Pentru peisajele noastre de toamnă-iarnă vom folosi negru, alb, roșu, turcoaz, un roz neon pentru apusul de soare, razele luminii, verde, culorile sunt foarte pigmentate, așa că este nevoie doar de foarte puțină culoare. Din aceste geluri putem face 20-30 de peisaje. Albastru, mov, galben la fel, vom folosi galben neon, pe care l-am găsit pe undeva între gelurile mai vechi. Din culorile noastre primare vom face culori secundare, cât mai multe nuanțe să obțineți. Din verde cu galben facem un verde de primăvară, verde deschis. La fel, adăugând galben în roșu, vom obține un portocaliu pe care îl vom folosi în peisajul de toamnă. Culorile sunt, fiind pigmentate, este nevoie de o cantitate foarte mică de culoare închisă, adăugată la cea mai deschisă, pentru a obține nuanța dorită. Adică aici am pus prea mult roșu, voi mai adăuga un pic de galben pentru a dilua și a deschide portocaliul nostru. Până acum am folosit geluri de pictură. Obținem un verde cachi adăugând un pic de portocaliu în verdele pe care l-am făcut înainte. Gelurile de pictură pentru one stroke și stamping de la Global Fashion, dar dumneavoastră puteți folosi orice aveți la îndemână, doar condiția este să fie foarte pigmentate. Și mai avem o culoare magică, care este A3 de la Art Nails. Este un alb lăptos, un alb gălbui, pe care îl vom folosi pentru a deschide culorile noastre, pentru a obține nuanțe mai deschise a culorilor, adăugând doar o picătură foarte mică, un strop de culoare. Și pentru a dilua culorile vom folosi un top lichid.
În cazul meu folosesc bază top 2-in-1 de la PNB. Adaug câte o picătură, două, la fiecare culoare. Avem nevoie de acest top pentru a pregăti culorile pentru fundal. Culorile pentru fundal trebuie să fie diluate, trebuie să fie semi-transparente, dar totuși pigmentate, ca să se dilueze mai ușor în baza noastră Melt Look, despre care vom tot vorbi în continuare. Adăugăm la fiecare culoare câte o picătură. O vom folosi la nevoie. La alb și negru nu este necesar, pentru că alb și negru folosim doar la detalii. Așa, un strop foarte mic de culoare îl introducem în bază, în baza și top, în topul nostru lichid, pentru a obține culoarea semi-transparentă. Practic, noi formăm acum niște culori vitraliu, diferite nuanțe de culori, pentru fundal. Lăsăm și o parte de culoare de gel nediluat pentru detalii. La fel facem cu fiecare culoare. Adică o picătură adăugăm în top, după care în același top adăugăm un strop de alb gălbui și facem o nuanță mai deschisă. În turcoaz mai adăugăm un pic de verde. Și obținem o culoare pentru cer, cerul nostru din peisajele de la apus de soare. Observați că este nevoie de foarte puțină culoare. Deci, avem două tipuri de culori. Mai consistente și mai puțin consistente. Adăugăm un pic de roz la acest mov, putem obține un mov mai rozee, mai roșu, mai deschis. La fel facem cu portocaliu, la fel vom face și cu roșu. Și paleta asta se poate păstra închisă cât doriți, nu se usucă la aer. Paleta are capac negru, așa că nu pătrunde lumină deloc. Culoarea neagră nu este necesar să o diluăm. Așa, doar demonstrativ am făcut-o să vedeți cât de pigmentate sunt culorile. Iar și mai avem o culoare magică care se cheamă Illusion de la PNB. Este roșu vitraliu. Și culoarea numărul 1 este un albastru al cerului. Perfect, deci culoarea asta poate rămâne nediluată. Este deja un vitraliu pe care îl putem folosi pur. Îl vom adăuga în turcoaz un pic pentru a forma o culoare, un turcoaz mai consistent, mai profund. Îl vom folosi pentru a crea umbra copacilor în apă. Și însăși baza Melt Look. Să vă demonstrez un pic, să vă arăt cum lucrează aceste culori pe bază.
Este o bază care în final rămâne transparentă, pe care se dispersează culorile. Pentru a fi culorile mai intense și mai frumoase, vom lucra pe alb. Eu am tipsuri albe, voi la client veți aplica o ojă albă, după care veți pune bază și vă veți juca cu culorile din fundal. Ați văzut, dacă adăugăm culorile diluate, câte o picătură, ele se dispersează ușor în bază și creează trecerile așa puțin observabile din fundal. De chestia asta avem nevoie pentru fundal. Punem și un pic de vitraliu. Vedeți, este foarte consistent pigmentul din el. Dacă lăsăm un pic să se disperseze, observați că este minunat. Combinația de culori se îmbină între ele frumos. Când folosim culoarea pură, gelul pur, nu se dispersează așa ușor, dar formează o umbră în jurul obiectului, ce este perfect pentru a arăta copacii sau obiectele din planul cel mai îndepărtat. Facem umbra obiectului cu turcoaz și observați că ușor se dispersează acest obiect, ce este perfect pentru noi, pentru a arăta linia orizontului și obiectele din depărtare. Deci, ați reținut, da? Culorile diluate pentru fundaluri, culorile pure pentru detalii și obiecte. Perfect! Așa vom lucra în continuare. Mult succes!